Nu putem să ocolim, domnule ministru, și subiectul DNA, pentru că ieri Direcția Anticorupție arăta într-un comunicat de presă că fac că se fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni comise în perioada 2007-2013, înțelegem că au fost percheziții la Ministerul pentru Fonduri Europene și la alte trei instituții. Aveți un punct de vedere? Știți mai multe informații? Nu, aici... Am, uh cine poate comunica este doar DNA-ul. Și eu am întrebat foarte clar care sunt proiectele, care sunt persoanele vizate, dacă sunt persoane vizate, pentru a putea comunica și Comisia Europene ceea ce se întâmplă. Pentru că un comunicat dat foarte simplu, să spunem și sec uneori, poate să facă poate mai mult rău decât, decât bine. Comisia Europeană, știți foarte bine, monitorizează tot ce, tot ce apare în presa din România. Declarații pe fonduri europene, acțiuni, activități ale anumitor structuri. 2007-2013 este întregul cadru financiar. Deci, nu întregul cadru financiar a fost afectat și nu toate fondurile europene sunt afectate în cazul în care sunt astfel de acțiuni. Și am uh -huh. spus foarte clar, cine încalcă procedura legală, cine încalcă normele de lucru, foarte bine am ce să plătească. Noi trebuie să evităm ca astfel de situații se poată întâmpla. De asta este nevoie nu doar pe zona de fonduri europene să întărim anumite entități, ci și în alte parte în administrație. Vorbim de fisc, că multe dintre documentele care sunt aduse la atunci când se cer, când se aplică pentru fonduri europene și sunt și documente care vin din zona fiscului. Și este normal ca și acolo să fie, să spunem, întărite structurile de control pentru a evita ca posibile companii sau posibile situații în care companiile care vor să aplice pe fonduri penale să vină cu documente, să spunem, care nu atestă realitatea, ci sunt documente false. De multe ori s-a încercat acest lucru. Au fost, păi, respinse de către noi, dar e nevoie ca întreaga administrație să aibă o astfel de luptă împotriva acestor situații. Pentru că, altfel, cei care primesc documente din alte zone ale administrației vin către noi, depun documentele, noi nu le putem verifica. Nu știu, documentele care au fost emise de alte ale administrației. Mergem de pe bună credință și uh -huh. prima acele documente și mergem mai departe, le procesăm. Dar prin filtrele care se, se impun de verificare putem să și evităm astfel de situații. Dar, în o cine greșește, trebuie să plătească. Și e posibil să mai apară și alte suspiciuni de acest gen? Este, da, 2015 deci este anul final când actul cadru financiar se închide. Și clar vor fi foarte multe verificări din partea Comisiei Europene, din partea Curții Europene de Conturi, din partea noastră, din partea tuturor cei care se, se ocupă de aceste verificări. Pentru că vrem cu toții să avem un, un ciclu financiar închis, în condiții cât, încheiat în, în condiții cât mai bune. Și e posibil să mai apară situații care nu trebuie să ne ascundem încoate. Este, este ceva ce se întâmplă în toate statele membre. Din păcate, nu este un lucru care să ne scuze, dar cum spuneam un sistem mult mai simplu pe viitor va face ca aceste situații să fie uh, practic din ce în ce mai, uh, mai puține ca și, ca și număr și cu mai mult impact financiar cât mai cât mai redus. Din păcate noi avem această, uh, să spunem metahă de a da generaliza. Atunci când se întâmplă astfel de situații, sunt proiecte punctuale pentru care se aplică, se aplică legea.